O condiție esențială pentru accesarea banilor europeni de către Consiliul Județean Vâlcea în vederea modernizării în integralitatea clădirii maternității a fost consolidarea în prealabil a zonelor A și C, respectiv clădirile cu două etaje ale acestui imobil, zone care se încadrau în clasa de risc seismic 2. Consiliul Județean Vâlcea s-a conformat acestor condiții și a investit pentru realizarea acestor lucrări suma de 1.637.222,57 lei, bani alocați din bugetul județului. Noi am terminat ceea ce am început pentru a accesa fondurile europene. Vă spuneam că această clădire trebuie să coboare gradul seismic și s-a întâmplat acest lucru pentru că am făcut consolidarea, o lucrare de 1.634.000 de lei noi, adică vreo 16 miliarde și jumătate aproximativ. E o lucrare extrem de importantă pentru că după ce am finalizat această lucrare, Cu șase luni mai devreme am finalizat lucrarea, mergem mai departe pentru a lua banii europeni. Banii europeni care înseamnă modernizarea clădirii de sus până jos, din subsol până la ultimul etaj. Vom face proiectul european pentru că suntem pregătiți și pentru că maternitatea este pe un drum bun. Am renovat saloane, după cum știți, săl de nașteri și așa mai departe. Lucrările, după cum vedeți și dumneavoastră, sunt de calitate și, practic, facem un pas enorm pentru a obține finanțarea europeană. Îi asigur pe vâlceni că ține ritmul și vom moderniza clădirea maternității de sus până jos, cu bani europeni. Practic s-au efectuat lucrări de cămășuire a stâlpilor aferenți clădirii, de la nivelul de subsol până la etajul 2. De asemenea, au fost efectuate și lucrările conexe de reabilitare a fațadelor, a tâmplăriei, dar și a instalațiilor termice, sanitare și electrice afectate. Și astăzi ne aflăm în situația în care clădirea este eligibilă pentru a fi depusă pe un proiect european, un proiect de peste 8 milioane de euro, prin care clădirea nu doar va fi reabilitată termic, ci vor fi recompartimentări, vor fi înlocuite toate instalațiile termice, sanitare și electrice aferente clădirii, dar și vor fi dotate secțiile în care funcționează astăzi maternitatea. Este de fapt o continuare a proiectelor de modernizare a unităților sanitare, așa încât acel obiectiv pe care președintele Consiliului Județean l-a expus, de a avea cele mai moderne unități sanitare din Oltenia, să devină realitate, să se apropie de fapt și cu acest mic pas spre realitate. Ne dorim foarte mult ca mămicile să nu mai plece la maternitățile din București și din Sibiu sau poate din alte orașe pentru a naște. Ne dorim ca mămicile să rămână în județul Vâlcea și la maternitatea din Râmnicu-Vâlcea în mod special. Printre principalele lucrări realizate sunt cămășuirea tuturor stâlpilor de la fundație până la etajul 2, înlocuirea tâmplăriei existente, devierea traseelor instalațiilor electrice sau relocarea instalațiilor termice sanitare.